Vom invita să deschidem în Ezra, capitolul 9, și vom citi împreună tot capitolul. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de mine și au zis: poporul lui Israel, preoții și leviții, nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor ale cananiților, hetiților, fereziților, iebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor și amoriților, căci și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora. Și căpeteniile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua. Mi-am smuls părul din cap și perii din barbă. Și am stat jos, mâhnit. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos, mâhnit, până la jertfa de seară. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis: Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine. Dumnezeule, să-mi ridic fața spre Tine, căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi și din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi, împărații noștri și preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă săbiei, robiei, jafului și rușinii care ne acoperă astăzi fața. Și totuși Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne un adăpost în locul lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră, a îndreptat spre noi bunăvoința împăraților perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viață ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și la Ierusalim. Acum ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile Tale, pe care ne le poruncisei prin robii Tăi prorocii, zicând: țara în care intrați să o stăpâniți este o țară întinată de necurățiile popoarelor din aceste ținuturi, de urăciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul cu necurățiile lor. Să nu dați, deci, pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luați pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri. Și să nu vă pese niciodată nici de propășirea lor, nici de bună starea lor. În chipul acesta veți ajunge tari, veți mânca cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe veci moștenire fiilor voștri. După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre, se cuvine ca acum când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați să începem iar să călcăm poruncile Tale și să ne încruscrim cu aceste popoare urâcioase? N-ar izbucni atunci iarăși mânia Ta împotriva noastră până acolo încât ne-ar nimici fără să lase nici rămășiță, nici robi izbăviți? Doamne Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată-ne înaintea Ta ca niște vinovați și din această pricină nu putem sta înaintea Ta. Ultimele patru capitole din cartea Ezra au un centru pe acest Ezra,
care se naște în Babilon, în cea mai înfloritoare cultură a vremii respective, și în mijlocul Babilonului, din mulțimea de bogății și de posibilități la care avea acces, el alege să se lipească de Dumnezeul părinților lui, Avram, Isaac și Iacov. Și acest Ezra, am văzut în primele două capitole din partea a doua, acest Ezra decide să plece la Ierusalim în plină dezvoltare spirituală. Lucrurile mergeau bine acolo, sinagogile se dezvoltau, oamenii se întorceau la Dumnezeu în jurul lui și el lucra cu bucurie pentru Dumnezeu. În schimb, când se uită mai atent la cuvântul Domnului și la descendența lui, își dă seama că este chemat la plaiuri mai înalte ale părtășiei cu Dumnezeu și de aceea pleacă la Ierusalim, pentru că în vremea respectivă locul în care tu ca preot puteai să câștigi maxim din Dumnezeu și lucrarea ta putea să atingă maximum potențialul ei, era în mijlocul poporului, lângă templul. Dar uitați-vă la cuvintele pe care Artaxerxes le rostește despre acest Ezra și nu cred că este cineva în sală care să nu fie umplut de o gelozie sfântă. Este recunoscut de către Artaxerxes nu ca fiind un bun meșteșugar al Babilonului, ci ca fiind un cărturar iscusit în legea Domnului și primește putere absolută din coace de râu. Îi dă o scrisoare Artaxerxes. Imaginați-vă ce încredere avea în acest Ezra. Îi dă puteri absolute administrative din coace de râu. Într-o perioadă în care împărații căutau să-și păstreze puterea, să nu o risipească la alte persoane, Artaxerxes se uită la Ezra și spune: tu nu vei uzurpa tronul, tu nu vei lupta împotriva mea, tu ești un om care slujește pe Domnul Dumnezeu. Ce mărturie frumoasă în fața celor nemântuiți! Încât cei nemântuiți să aibă o încredere desăvârșită în tine. Dar acest Ezra, după o perioadă petrecută în Babilon, cheamă pe ucenicii lui să plece la Ierusalim. Am vorbit la grupul de casă despre râvna cu care ne implicăm în lucrări și reacția pe care o avem când cei din jur nu reacționează ca noi. Ne simțim singuri, pentru că e despre noi de obicei, dar Ezra nu se lasă dezamăgit că leviții, cei cu care el a studiat Scriptura, n-au venit la râul Ahava, ci continuă să îi motiveze și influențează aproape 2000 de bărbați iudei să îl urmeze până la Ierusalim. Ce lucrare extraordinară în mijlocul poporului! Care dintre noi nu ar rămâne gelos la o astfel de lucrare? Să rostești cuvinte și cei din jur să le asculte, să iei decizii și aceste decizii să fie ca un val care se răsfrânge asupra tuturor vieților celor din jur. Cine nu și-ar dori o astfel de lucrare, un impact în mijlocul necredincioșilor, un impact în mijlocul poporului lui Dumnezeu? Dar nu doar atât, dragii mei, acest Ezra biruie frica de oameni, aducându-și inima înaintea Domnului prin post și rugăciune. Acest Ezra a biruit iubirea de bani prin decizii foarte clare legate de administrarea aurului. Acest Ezra avea o curăție a inimii la care fiecare dintre noi râvnește. Ezra, dragii mei, într-un cuvânt, un om după inima lui Dumnezeu. Când te uiți acolo, nu știi ce mai lipsește din profilul unui om care place lui Dumnezeu, mărturie în fața celor nemântuiți, impact asupra poporului, o curăție a inimii desăvârșită. Dar știți care este elementul pe care Ezra îl amintește de 6 ori în cele două capitole? Măcar că toate reflectoarele noastre sunt pe el, pentru că îl vedem și tânjim după un astfel de statut spiritual. Mâna cea bună a lui Dumnezeu era cu el. Și de 6 ori Ezra rostește aceste cuvinte. Care dintre noi nu este gelos pe un astfel de om? Este cineva aici în sală care are acces să atingă aceste standarde ale ascultării? Dragii mei, chemarea este pentru toți, iar Ezra nu a făcut altceva decât ceea ce poate fiecare dintre noi să facă cât mai repede în viață. De ce arăta așa Ezra? Era el un supraom? Când s-a uitat la călătoria de 5 luni, inima i-a fost vizitată de frică și ia decizii ca să nu
umbrească mărturia. Nu era un supraom, în schimb era un om care își pusese inima să adâncească, să împlinească legea Domnului și să învețe pe alții în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Un om extraordinar care pleacă de la Babilon și ajunge în Ierusalim. Acum imaginați-vă bucuria cu care a plecat din Babilon cu 2000 de evrei bărbați împreună cu familiile, cu copiilor. Au mers 5 luni de zile, mâna cea bună a Dumnezeului lor fiind peste ei. Au cărat tonele de aur și argint și au ajuns la templu. Au văzut templul reconstruit. Imaginați-vă bucuria pe care au simțit-o. S-au odihnit 3 zile, s-au uitat la templu, s-au bucurat și deodată încep să se uită în jur și văd păcat. Și văd păcat. Cum ar reacționa Ezra la păcatul poporului? Sau cum aș reacționa eu? Când ne uităm în primele două versete din capitolul 9, o căpetenie sau câteva căpetenii se apropie de Ezra și îi spun: în țară este jale. Bărbații și-au luat femei străine. Acum, ca să înțelegem cât de grav este acest păcat, trebuie să avem o imagine corectă a Scripturilor. În momentul în care te uiți în Deuteronom, capitolul 7, exista o poruncă foarte clară cu privire la căsătoria cu femeile străine. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor Dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Iar Dumnezeu, ca să-ți explice din ce cauză pune această barieră și o rostește ca pe o poruncă, și a călca această poruncă era identică a călca poruncile morale celelalte, a minți, a nu minți, a nu fura, pentru că uitați-vă care era pericolul acestor femei străine. N-avem toți un singur tată, nu ne-a făcut un singur Dumnezeu, pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urăciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este înaintea Domnului, ce iubește Domnul, s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin, a te căsători cu o fată care era dintr-o altă cultură, dintr-o altă etnie, însemna să devii parte integrantă dintr-o familie care slujea unui Dumnezeu străin. Și știți care e prima poruncă? Doar Domnului Dumnezeului tău să-i slujești. Practic, în momentul în care te căsătoreai cu o femeie străină, tu erai în postura de a călca prima din cele 10 porunci. Doar Domnul Dumnezeului tău să te închini. Este grav păcatul poporului? Nu este joacă, nu este o alunecare, ci este un afront direct adus lui Dumnezeu. Ezra mai știa un lucru. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. În momentul în care păcatul intră în poporul lui Dumnezeu, păcatul definit de Dumnezeu, nu invențiile mele, în momentul respectiv Dumnezeu nu mai poate asculta pe poporul său. În momentul respectiv, relația dintre popor și Dumnezeu este umbrită. Ce face Ezra când apare păcat în poporul Domnului? Vă spun cam ce fac eu când apare păcat în poporul Domnului. Există un arc în mine. Și cum am văzut pe fratele meu păcătuind, și nu sunt invenții, uneori chiar am dreptate, le nimeresc. Un gând de judecată. Mă așteptam la așa ceva. Știam că va cădea mai devreme sau mai târziu. Uitați-vă care sunt reacțiile lui Ezra. În versetele 3 și 4, când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua. Mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit.
Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricina păcatului fiilor robiei, și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară. Imaginați-vă toată bucuria lui Ezra după călătoria celor 5 luni. Fuseseră izbăviți de mâna vrășmașilor datorită mâinii cele bune a lui Dumnezeu și au ajuns la casa Domnului și aude că aici este mai mult păcat decât în Babilon. A plecat din mijlocul unui popor de evrei în Babilon care slujeau lui Dumnezeu, ajunge la Ierusalim și la Ierusalim poporul care ar trebui să dea ora exactă a ascultării de Dumnezeu era plin de idolatrie. O zi de jale, durere profundă, manifestată printr-o reacție publică. Nici nu știu cum să-mi imaginez scena, cum cineva poate să-și smulgă părul din cap și perii din barbă. Atât de multă durere a fost în sufletul lui când a văzut ceea ce se întâmplă în Israel. Dragii mei, niciun cuvânt acuzator la adresa fraților lui din Israel. Aproape că-ți vine să spui că toată pedeapsa el și-o orientează spre el. El este cel care este păruit, el este cel căruia îi este smulsă barba. Nici măcar nu știam dacă să pun următoarele cuvinte înaintea dumneavoastră, dar aproape că Ezra caută să ia pedeapsa poporului asupra sa. Atât de multă dragoste față de poporul Israel avea, atât de multă simțire cu frații lui, încât în momentul în care el descoperă păcatul lui Israel, nu-i acuză, nu-i pedepsește, ci se așează în mijlocul lor, își însușește toate păcatele, se așează în mijlocul unui popor păcătos și primul care primește pedeapsa este el. El își smulge barba, nu celor din jur. El își smulge părul, nu celor din jur. Dar nu este suficient această reacție. Ezra avea nevoie de inima poporului care să fie schimbată pentru a produce o reformă spirituală. Imaginați-vă că era cu scrisoarea lui Artaxerxe și ar fi putut face prăpăd între ei. Cu acea scrisoare în mână putea să restaureze din punct de vedere administrativ totul. Artaxerxe i-a spus, dincolo de râu, ai putere absolută, poți să faci tot ceea ce vrei tu. Dar el știa că administrativ poți să schimbi orice. Lucrul care se schimbă cel mai greu este inima fraților tăi. Și atunci toată focalizarea lui Ezra este pe inima poporului. Și dacă vă uitați în capitolele 9 și 10, Ezra are o reacție. Când poporul dă o licărire ușoară, Ezra mai face ceva. Când poporul mai dă o licărire, el mai face ceva. Și așa în acest tandem între Ezra și popor apare toată vindecarea și toată pocăința și toată ascultarea din capitolele 9 și 10. Primul asupra căruia Ezra reacționează este el însuși. Își sfâșie hainele, își rupe mantaua, își smulge părul din cap, își smulge perii din barbă și se așează în mijlocul poporului și așteaptă să vadă dacă cei din jur reacționează. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel din pricina păcatului copiii robiei și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară. Când Ezra vede că în popor începe să apară mișcare, el rămâne în mijlocul poporului, iar în momentul jertfei de seară, el rostește o rugăciune pe care aș vrea să o parcurgem împreună. Dar din ce cauză jertfa de seară? Jertfa de dimineață și jertfa de seară erau cele două momente ale zilei în care poporul era chemat prin arderea de tot necurmată să se rededice în fața lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă să te rededici în fața lui Dumnezeu? Doamne, sunt al Tău, Doamne, vreau să-Ți slujesc. Sunt cuvinte fără acoperire. Dacă nu te uiți cu băgare de seamă la păcatul din viața ta și dacă nu îl dai afară. Și uitați-vă cum este rugăciunea lui Ezra în momentul rededicării de la jertfa de seară. El are o rugăciune lungă și dacă te uiți cu atenție la ea, poți să descoperi că sunt elemente pe care el vrea să le ducă la inima poporului pentru ca pocăința să fie deplină. În primul rând, în versetele 6 și 7,
Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușin. Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi și din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi, împărații noștri și preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă săbiei, robiei, jafului și rușinii care ne acoperă astăzi fața. Primul adevăr pe care îl rostește în rugăciune, în auzul tuturor, păcatul are efect în viața credinciosului. Păcatul nu este ca un accesoriu vestimentar, îl ai sau nu îl ai, tu rămâi același. În momentul în care păcatul intră în viața ta, acela produce efecte devastatoare. Iar efectul cel mai grav este ruperea relației între tine și Dumnezeu, ziduri de despărțire între tine și Dumnezeu. Rugați-vă cât vreți, spune Dumnezeu, nu ascult! Pentru că mâinile vă sunt mânjite. În momentul în care Dumnezeu vrea să-ți descopere păcatul din viața ta și a comunității tale, este foarte important să pricepi că acesta pune un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Dar în versetele 8 și 9 Ezra continuă, pentru că dacă am stat doar cu păcatul în față și ne-am uitat că este vorba de o istorie întreagă de păcat, Ezra vorbește despre părinților care au păcătuit și care au adus pe Israel în starea din Babilon. Ezra continuă foarte frumos în versetele 8 și 9, aducând în centru îndurarea lui Dumnezeu. Și totuși Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne un adăpost în locul lui cel sfânt ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțin răsuflare în mijlocul robiei noastre. Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră, a îndreptat spre noi bunăvoința împăraților perșilor și ei ne-au dat o putere nouă de viață ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru și să-i tregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și în Israel. Dacă n-ar fi îndurarea lui Dumnezeu, ar avea vreun sens rugăciunea lui Ezra? Ar avea vreun sens să mai stea, să-și sfâșie hainele, să-și smulgă părul din cap și părul din barbă? Ezra se uită la păcatul poporului, se uită la zidul de despărțire dintre popor și Dumnezeu, dar ceea ce dă strălucire momentului este îndurarea lui Dumnezeu care, cum am cântat, bunătățile lui nu au ajuns la capăt, ci în fiecare dimineață se înnoiesc. Și dacă nu ar fi această îndurare a lui Dumnezeu, cine ar putea sta în picioare? Cine ar putea fi reabilitat? Dar, dragii mei, din păcate există o tendință în fiecare dintre noi de a supra-solicita îndurarea lui Dumnezeu. O, El este bun, o, El iartă. Și atunci, pe fondul acestei imagini, să pui pătura pe păcatele care sunt în viața ta și în viața comunității. Ezra nu face acest lucru. El în egală măsură vorbește despre îndurarea lui Dumnezeu care a fost dintotdeauna și o așează față în față cu păcatele poporului. Și uitați-vă, în următoarele trei versete, el enunță și condamnă păcatul în lumina Scripturii. Nu sunt invenții de ale lui. Nu a ajuns la Ierusalim și nu-i plăcea cum este organizat poporul, cum erau făcute corturile, cum erau puse casele, cum se cânta. Nu sunt invenții de ale lui, ci el când se uită la popor, lentila pe care o ia și o așează pe popor este Scriptura. El enunță și condamnă păcatul în lumina Scripturii. Și vreau să citim aceste trei versete. Acum ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile tale pe care ne le poruncise prin robii tăi prorocii, zicând, țara în care intrați să o stăpâniți este o țară întinată de necurățiile popoarelor din aceste ținuturi, de urăciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul cu necurățiile lor. Să nu dați deci pe fetele voastre, vedeți, porunca e foarte clară în Scriptură și Ezra se duce direct în Scriptură și în momentul în care identifică păcatul, îl identifică folosind lentila Scripturii. Să nu dați deci pe fetele voastre după fiilor, nici să nu luați pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veți ajunge tari, veți mânca cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe veci moștenire fiilor voștri. Este atât de important în momentul în care vorbești despre păcat, să nu vorbești despre părerile tale și despre lucrurile care... Mie nu-mi place muzica de cor, spre exemplu. Nu-mi place. Orice-i face cu mine, nu.
Ce ar fi să zic dacă se cântă într-o biserică muzică de corală, nu e o biserică după voia lui Dumnezeu? Asta e părerea mea. Ar fi culmea să spun așa ceva. Și mai sunt o mulțime de alte lucruri care poate nu-mi plac, nu-mi place să le fac în întâlnirile publice. Dar astea sunt părerile mele. Nu contează. În ceea ce privește relația comunității locale cu Dumnezeu, nu contează părerea lui Sami. Nu contează ce îi place sau ce nu îi place lui. În momentul în care facem o evaluare, lentila cu care facem evaluarea este în exclusivitate Scriptura. Păcatul nu îl definesc eu. Păcatul îl definește Scriptura. Și dacă ne uităm cu atenție, păcatele sunt foarte clar așezate de apostolii noștri, de Pavel și de Petru. Îngrijorarea, mânia, iuțimea, curvia, bârfa și toate celelalte care sunt. În rest, sunt păreri ale noastre și suntem chemați să ne îngăduim unii pe alții, să avem răbdare unii cu alții, să ne iubim unii pe alții în diversitate. Nici măcar eu și Otilia nu iubim aceleași lucruri pe acest pământ. Ei îi place ceva, mie îmi place altceva. Dacă ar fi să ne luăm după ce îmi place mie și ce îi place ei, ar trebui să nu trăim în unitate. În schimb, când vine vorba de păcat, aici nu mai putem să avem părerile noastre. Când Scriptura rostește în dreptul unui lucru că este păcat, acesta trebuie enunțat și condamnat în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Deci Ezra, în auzul poporului, spune: relația dintre noi și Dumnezeu este ruptă. Asta face păcatul. Dar, Doamne, știu că bunătățile tale n-au ajuns la capăt și înalță îndurarea lui Dumnezeu, după care ia Scriptura și o așează în dreptul întregului popor și scoate la iveală de sub plapuma nepăsării păcatul așa cum era el. Dar Ezra nu termină aici, și ultimele trei cuvinte vorbesc despre o altă trăsătură a lui Dumnezeu. Dumnezeu poate spune oricând: destul. Da, îndurările lui nu sunt la capăt. Se înnoiesc în fiecare dimineață. Dar în același timp Dumnezeu poate spune oricând: destul. Nu pot să mă joc la infinit cu păcatul. Uitați-vă care sunt ultimele trei versete, cuvintele lui Ezra. După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Doamne, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre, se cuvine că acum când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iarăși să călcăm poruncile Tale și să ne încuscrim cu aceste popoare urâcioase? N-ar izbucni atunci iarăși mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici fără să lase nici rămășiță, nici robi izbăviți? Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată-ne înaintea Ta ca niște vinovați și din această pricină nu putem sta înaintea Ta. Ezra, dincolo de toată frumusețea îndurării lui Dumnezeu, el nu evită, nu ezită să vorbească și despre faptul că la un moment dat Dumnezeu poate spune: destul. Mânia lui poate reizbucni până acolo încât să nimicească și rămășița care a rămas. Rugăciunea lui Ezra, dragii mei, este spre viață, nu spre moarte. El se uită la Dumnezeu și rostește o întrebare. Oare ce așteaptă Dumnezeu de la păcătoșii lumii acesteia? Așteaptă să ajungă în iad sau în împărăția Lui? Oare ce vrea Dumnezeu de la frații mei? Să ajungă în iad sau în împărăția Lui? Ce crezi, Alex? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Să ajungă în iad sau în împărăția Lui? Toți oamenii, inclusiv frații mei din biserică. Și atunci, dacă acesta este un adevăr pe care eu mi-l așez în mintea mea, ce ar trebui să fac în momentul în care văd pe fratele meu păcătuind? Să ard ca Pavel, să-mi smulg barba. Eu am barbă, alții au păr. Să-mi smulg părul, să-mi sfâșii hainele, să stau înaintea lui Dumnezeu și să jelesc, să plâng, indiferent câtă dreptate am în ce privește evaluarea lor, indiferent cât de justificate sunt observațiile mele, indiferent că am văzut bine. Prima reacție în fața păcatului fraților și surorilor mele
Aceasta trebuie să fie. Dacă nu este aceasta, nu am cum să rostesc o rugăciune ca aceea a lui Ezra, care să fie spre viață. Fratele păcătuiește? Eu îmi îndrept tunul judecăților către el. Ce credeți că apare după aceea? Moarte și mai multă. Moarte la el și moarte la mine, că adaug păcat peste păcat. În momentul în care observ că în biserica locală este păcat, că fratele meu a păcătuit, primul lucru pe care trebuie să-l fac este jale, sfâșierea hainelor, săptămână de post și rugăciune. Mă port aspru cu trupul meu prin post și rugăciune, pentru că stau înaintea lui Dumnezeu rușinat asemenea lui Ezra și spun: Doamne, nu ei nu sunt vrednici să stea înaintea Ta, noi toți nu suntem vrednici să stăm înaintea Ta. Poate frații mei au păcate evidente, dar numai eu știu câte jumătăți de măsură am avut până în ziua aceasta. Este cineva dintre noi care poate spune cu semeție: eu stau drept înaintea lui Dumnezeu pentru că sunt fără greșeală? Ferească Dumnezeu să ridice cineva în mână. Toți la un moment dat sau altul am păcătuit și alții ne-au suportat, au avut îndelungă răbdare față de noi și ne-au ridicat. De aceea suntem chemați în acest proces al îndurării unii față de alții și al ridicării fratelui căzut între tâlhari. Dar cum se face această viață care poate apărea între noi? Ezra invocă îndurarea lui Dumnezeu, dar nu este suficient îndurarea lui Dumnezeu dacă nu apare Duhul zdrobit al poporului. Și vom vedea data viitoare din capitolul 10 că acest Duh zdrobit al poporului aduce decizii spre ascultare extraordinare. Rugăciunea lui Ezra este spre viață pentru că invocă pe de o parte îndurarea lui Dumnezeu și caută să trezească Duhul poporului la pocăință. Dragii mei, mai avem de conviețuit câțiva ani. Nu știm câți. Și sunt sigur că în acești ani care ne vor mai fi rămas, fiecare dintre noi va trece prin momente de cădere. Cum v-ar plăcea să reacționeze frații când ești în cădere? Mi-ar plăcea să-și rupă barba, să-și smulgă părul din cap, să stea în jale pentru mine și să caute să mă ridice cu Duhul blândeții. Dar dacă așa mi-ar plăcea ca frații mei să facă pentru mine, oare cum ar trebui să reacționez eu? Ați văzut, a reacționa cu jale și cu iubire față de frații tăi nu înseamnă a acoperi păcatul. Ezra vorbește pe față despre păcat, dar poți să vorbești despre păcat în 100 de feluri, stând și mitralierind judecăți pe frații tăi sau așezându-ne în mijlocul lor și spunând: suntem toți vinovați. Toți ne-am depărtat de Dumnezeu, plângând. Țin minte un moment în care cineva dintr-o biserică a păcătuit și era un păcat evident, era un păcat din zona curviei. Și frații au aflat și au trimis pe cineva să meargă la el și să-l ridice. Și acesta s-a rugat o zi, două, o săptămână, s-a dus la el la poartă, n-a putut să intre. Cum să intru? Poate îl strivesc pe fratele meu. S-a mai dus o dată, s-a mai rugat o dată, iar s-a dus la poartă. Cei doi povestesc, dacă nu este adevărat, nu știu, dar este foarte frumoasă povestea. Cel care era în păcat vedea de la geam ce se întâmplă. Că fratele se apropie și nu poate intra. Că fratele se apropie și nu poate intra. Pentru că el știa că se apropie de un suflet pe care trebuie să-l ridice. Nu să-l zdrobească și mai mult. Fratele, la ultima vizită, a ieșit din casă, s-au întâlnit privirile și au început amândoi să plângă. Și cel care era în păcat spune: știu pentru ce ai venit, știu că am păcătuit, haide să ne rugăm ca Dumnezeu să mă vindece. O astfel de atitudine este singura care dă șansă reabilitării. Lacrimile vărsate pentru cei care cad, acestea sunt singurele care dau șansa reabilitării. Nu suntem îndemnați la a acoperi păcatul, ci suntem îndemnați la a ne schimba inima și reacțiile față de frații noștri. Pentru care, pentru toți fără excepție, Dumnezeu dorește să ajungă până la capăt. Aș vrea, înainte să ne apropiem de pâine și de vin,
Să ne amintim de Mântuitorul nostru care a fost campion la acest capitol. Poate am fost fascinați toți de Ezra, de reacția lui din capitolul 9 și te întrebi, poate exista ceva mai frumos, mai mult decât atât, în ceea ce privește reacția față de un frate care a căzut? Și înainte de a întinde mâna să luăm din pâine și din vin, aș vrea să citim un pasaj absolut superb din Luca, capitolul 22. De la versetul 54. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la parafocului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea iarăși același lucru și zicea, nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru, pentru a treia oară, în decurs de o oră, a treia oară, în decurs de o oră, ce slab, Petru! Omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Dar Dumnezeu, care este suveranul istoriei, a făcut ca în acel moment privirea lui Petru să se întâlnească cu privirea lui Iisus. Chiar în clipa aceea, când cocoșul a sunat de trei ori, Domnul, care tocmai fusese bătut, scuipat, împovărat, urma să fie așezat pe o cruce, era în momentul cel mai cumplit al vieții lui. Domnul Iisus s-a întors și doar s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul. Înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și s-am stat și m-am întrebat săptămâna aceasta, cum s-a uitat Mântuitorul la Petru? Ați fost vreodată trădați? Am fost trădat. Și știu cum am uitat eu. Știu ce gânduri am avut. Nici o șansă, zvinovați. M-au dezamăgit. Dragii mei, Mântuitorul s-a uitat în așa fel încât Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Nici o acuzație. Nici un resentiment. Nici o lipsă de dragoste din partea Mântuitorului. El, prietenul lui, s-a lepădat de el de trei ori în decurs de o oră, iar el era în momentul cel mai greu al vieții lui și găsește resurse mult mai frumoase decât ale lui Ezra să se uite în ochii lui Petru, iar modul în care s-a uitat la el l-a făcut pe Petru să fie recuperat și ridicat. Fața pâinii și vinului nu facem altceva decât să ne întâlnim cu aceeași privire a Mântuitorului nostru, care și astăzi se uită țintă la fiecare dintre noi și nu se uită acuzator. Cu siguranță nu acoperă păcatul, dar nu se uită acuzator, ci cu aceeași dragoste ne cheamă să ne pocăim asemenea lui Petru. Dar nu tot atât. El dorește ca această privire a lui pe care a așezat o țintă către chipul lui Petru, să ne însușim și noi. Și când fratele nostru a păcătuit, când fratele m-a dezamăgit, să mă pot apropia în așa fel de el, încât relația să nu se depărteze, ci amândoi să ne pocăim cu amar.
Haideți să ne ridicăm și câțiva dintre noi să mulțumim pentru această privire a Mântuitorului, iar la final voi mulțumi eu pentru că a mers până la capăt și ne-a privit de pe cruce. Mulțumim pentru